Un bebeluș de o lună din Iași a ajuns în stare critică la spital după o intoxicație cu nitriți. Mama le-a spus doctorilor că a pregătit laptele praf folosind apă din fântână. Nou-născut, în vârstă de 28 de zile, alimentat cu lapte praf pregătit cu apă de la fântână, a fost transferat în spitalul Botoșani cu intoxicație cu nitriți formă severă. Pacientul, internat în prima etapă în secția de terapie intensivă, a primit antidotul pentru intoxicația cu nitriți, iar în cursul zilei de astăzi a fost transferat pe secția de toxicologie. Starea generală a pacientului la acest moment este bună.